Sfântă Maria Mare este cea mai invocată divinitate de către tinerele fete pentru grăbirea căsătoriei, de către descântătoare pentru vindecarea bolilor, de către oamenii care au fost prădați pentru prinderea răufăcătorilor. Sărbătoarea, ca și alte mari sărbători creștinești, scoate la lumină o mare diversitate de obiceiuri și superstiții. Este perioada în care se adună ultimele plante binefăcătoare, se împart fructe și rifaguri de miere, se seamănă grâul, se culeg flori ce sunt apoi așezate la icoana Fecioarei Maria, florile fiind apoi considerate a fi tămăduitoare. În casele în care sunt fete măritate se fac diverse ornamente florare, iar icoane se spală cu flori de busuioc pentru a aduce noroc în dragoste. De Sfântă Maria Mare se culege năvalnicul, o plantă foarte rară ce crește în locuri umbroase, cunoscute numai de femeile vârstnice. Se mai spune că, în ajunul sărbătorii, vrăjitoarele învață de scântece de la Fecioara Maria ce le apare în vis. De Sfântă Maria Mare nu este bine să mergi înapoi, să arunci părul tuns, să aprinzi focul în vatră, acesta fiind aducător de boli. Candela trebuie să fie aprinsă permanent. Ușile caselor vor fi deschise încă de dinainte să se lumineze. Aduce ghinion în această zi scăldat în apa râurilor și adormitul pe prispa casei. Dacă azi înfloresc trandafirii, înseamnă că va fi o toamnă lungă. În calendarul popular, această sărbătoare este punctul de trecere de la vară la toamnă, perioada de aproape o lună de la acest moment până la Sfântă Maria Mică, 8 septembrie, fiind încărcată de o multitudine de semnificații, superstiții și obiceiuri, în special în lumea satelor. Se consideră că în acest interval de timp, numit și între Sfântă Mării, este o perioadă propice pentru diverse activități specifice locuitorilor de la sate. Acum încep semănăturile de toamnă, se încheie perioada de stat la Muntea Oilor, se bat nucii, se angajează pândarii la vii, încep târgurile de toamnă.